poeții sunt cei care reușesc să capteze și să exprime cele mai profunde trăiri ale existenței umane. Uneori pare că trăiesc la limita dintre vis și realitate. Ne reamintesc despre vulnerabilitate, stări, dar și căutarea continuă a unui sens. Despre drumul neașteptat al unui poem, dar și rolul artei astăzi, aflăm în cele ce urmează. Vă zicem bună ziua, mulțumim că ați dat curs invitației noastre. Zic să luăm loc pentru a discuta despre puterea cărților astăzi. Foarte mult. Ia. Emilian Galaicu Păun, poet, prozator, romancier, eseist, traducător, editor șef, editura Cartier, Premiul Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, Premiul Ministerului Culturii din Republica Moldova, Premiul Național al Republicii Moldova, Premiul Uniunii Latine. Relatați anterior, mâna este instrument al gândirii. Care sunt momentele în care vă e greu să o stăpâniți? De fapt, sunt un om foarte gestual și, de exemplu, colegul meu de la editură, Gheorghe Rizan, cu care mergem de obicei la târguri de carte, an de zile mă ruga atunci când mă așezam alături de el în mașină să gesturez mai puțin pentru că zbura o glinjoară din interiorul mașinii undeva în spate. Este și o chestie de temperament interior, deci eu am o foarte mare răbdare când e vorba să elaborez niște texte, dar atunci când scriu sunt foarte impulsiv. Gândirea mea este una care sare direct la beregata ideii, de exemplu. Și e o chestie destul de paradoxală, pentru că cărțile de regulă le elaborez în an de zile și durează an de zile unor până scriu un poem, dar atunci când scriu, trăiesc sub imperativul urgenței și trebuie cumva să gestionez chestia asta. Iar apropo de mâna ca instrument al gândirii, cred că au remarcat acum câțiva ani de zile francezii că copiii care încep direct să culeagă cu degetele la mână și nu scriu, au un fel de deficiență și de limbaj, pentru că mâna, deci niște centre care gestionează limbajul, gestionează și gesturile noastre și atunci, după mine, cel puțin, mâna crește direct din creier, nu din umeri. Cât de imperios necesare sunt gândurile tumultoase pentru un scriitor? Eu cred că nu există gânduri corecte și incorrecte, de dorit sau nu de dorit. Ele vin de regulă în buluc, în turmă. Sigur că atunci când ajung pe pagină trec prin niște filtre și pentru mine cel puțin un filtru foarte important este al percepției umane. Tot timpul mă gândesc cum anumite idei ale mele, uneori cele mai trăznite, la un moment o să ajung în niște capete și încerc să le așez în așa fel încât să nu fie posibil interpretări eronate. Adică să nu fie chemări la violență, la știu ce, la lucruri de astea destructive. Oricât, nu sunt un scriitor, zicem așa, optimist, dar cred că literatura pe care cel puțin eu o îmbrățișez și la rândul meu o fac, este una mai degrabă umanistă care cheamă la înțelegere, la toleranță, sentimentul de coparticipare la viața celuilalt. Noi suntem toți ca niște vase comunicante, noi suntem legați pe mii de fire și literatura, cuvintele ajută la funcționarea acestor vase comunicante. De altfel menționați, marea literatură a fost creată din istorii personale. În cazul dumneavoastră, care a fost cea mai complicată istorie de relatat? Sunt mai multe istorie teribile. Una dintre cele mai înfiorătoare, pentru că an de zile am purtat-o în mine, a fost istoria unui malentendu, vorbim și puțin în franceză, adică s-a rostit una, cineva a auzit un alt cuvânt și de la asta a pornit o foarte mare dramă de familie. E asta în Țesudiu, în capitolul 2, cred că, și după aceea e luat în capitolul 9. Dar au fost și alte lucruri în care, deci alte mici istorii, care au an de zile au dospit cumva sau ca un fel de ghimpe care s-a rupt sau un spin care a intrat în carne și a rămas acolo, a așteptat ceasul lui ca la un moment să răbufnească. Cuvintele nu eliberează, asta vreau să zic. Cuvintele ajută doar să te clarifici pe tine însuți.
să cumva să refaci un film interior și să faci ceva, o istorie, să o faci coerentă. Pentru că chiar dacă după aceea relatezi, chiar dacă asta ajunge în text, chiar dacă aceste texte deja se detașează de tine, niște răni nu se cicatrizează. Adică noi oricum purtăm în viață tot ce ni s-a întâmplat, deci asta rămâne să funcționeze în noi. Bun, cu o forță mai mare sau mai mică, depinde de fiecare, de felul în care metabolizează durerea. Deși vorbiți cu admirație despre limba română și despre puterea cuvintelor, totuși acum spuneți că ele nu au o putere cumva în a ne cicatriza. E trist asta, nu? Ele au o mare putere, dar au și o mare vulnerabilitate, pentru că cuvintele pe care le rostesc eu și în care bag un anumit înțeles, s-ar putea să capete puțin alt înțeles în capul celui care mă ascultă. Adică fiecare are deja o istorie personală cu fiecare dintre cuvinte și atunci ce pentru mine înseamnă în primul rând un cuvânt, pentru altcineva poate însemna în rândul al doilea, al treilea, al patrulea. Asta este. Și așa se întâmplă de fapt și cu celelalte simțuri, pentru că vorba lui Nicolae Stănescu, prietene, de ce culoare este albastru tău? Albastru meu este dar s-ar putea ca ce celălalt vede în culoarea albastru să fie un turcoaz sau o altă nuanță. Intrăm în zona foarte delicată a nuanțelor și ele sunt infinite pur și simplu. Dar sigur că în limbajul comun există această convenție a limbii în care înțelegem prin aceleași cuvinte, înțelegem cam aceleași lucruri. În literatură este mult mai complicat, mai cu seamă în poezie, în care nuanțele joacă un rol absolut decisiv. Dar astfel putem vedea frumosul în literatură obiectiv? Sau e întotdeauna despre subiectivitate? Frumosul nu-l vedem pur și simplu. Noi ne cultivăm pentru frumosul. Eu nu cred că un cineva care în viața lui n-a deschis o carte sau n-a fost la un spectacol de muzică, de teatru, n-a fost la o expoziție, deschide, de exemplu, Sărmanul Dionis al lui Eminescu și zice, wow, ce frumos! Nu, te cultivi pentru asta, te pregătești pentru asta. S-ar putea ca niște texte absolut excepționale din literatura noastră să fie considerate niște absurdități și niște nonsensuri de cineva care n-a deschis în viața lui o carte sau de cineva care nu e pregătit ca să se întâlnească cu acest frumos, pentru că te pregătești pentru întâlnirea cu frumosul. Sigur că uneori mă simt foarte frustrat când, de exemplu, cineva șterge picioarele de argheze sau de, știu, barbu, spun că sunt poezi din ziua de alaltăieri sau că Șerban Foarță este un poet doar tehnic și nu este nimic în el. Asta mi se pare o imensă nedreptate, care nu îi se comite doar lui Argheze, Bacove sau Foarță, îi se comite patrimoniului cultural. Eu cred că sunt o mulțime de autori și o mulțime de texte care de mult nu mai aparțin acelor autori. Ele fac parte din patrimoniul cultural, ele fac parte, de fapt, de memoria culturală a limbii. Pentru că nu-mi imaginez limba română fără imensa opera lui Argheze și operă și esențială de centru, adică o operă de limba română standardizată, dar și operă de mahalale, pentru că Argheze a fost cel care a adus în literatura română limbajul mahalalelor. Ce ar fi literatura română contemporană fără volumul Flori de Mucigai, scrie Argheze, Flori de Mucigai, în care avem toată mahalaua bucureșteană prezentă acolo și multe altele. Sunt, apropo, contribuții interesante ale unor scritori bănățeni care au și la rândul lor, specificul lor, și care au adus o mulțime de frumusețe în limba română. Și cred că fiecare, sau bun, ce să mai vorbim de Sadoveanu sau Creanga al nostru, care a pur și simplu a îndumnezeit această limbă cu frumusețea, graiul moldovenesc de la Suceava, la Piatra Neamț și toate zona botoșanilor. Dar cum valorificăm această memorie? Foarte bună întrebare. Eu tare mă tem că noi am intrat într-o perioadă în care lucrurile atât de tare se standardizează, totul devine click, totul devine la o mână distanță. Da. Și nu știu dacă e o perioadă propice pentru așa graiuri. Adică avem o limbă literară standard pe care o cultivăm, pe care o scriem. Eu cred că bogăția vine și din toate aceste graiuri care alimentează. Sunt ca niște mări interioare în Marea Mediterană, sunt o mulțime de mări interioare. Deci cam așa ceva se întâmplă și cu limbile mari și eu cred că la ora actuală putem spune fără niciun fel de sediment de inferioritate că româna face parte din limbele importante ale Europei, are o literatură pe măsura celei franceze, germane, italiene, spaniole contemporane, sârbești și altele.
Și cred că foarte mult se alimentează din aceste graiuri locale, deci vorbesc de cele câteva zone importante, areale lingvistice importante, care formează un tot întreg. Bă, uite, după cele câteva generații, deci de după 2000 încoace, cât de tare s-a schimbat limbajul, atitudinea, intrările în text, sunt acum unele ca și cum scrise direct de pe telefonul mobil și mintele, între paranteze, fi spus, pe mine mă cam enervează când la recitaluri de poezii oamenii care au cărți, cel puțin își citesc de pe telefonul mobil. Mi se pare că deocamdată, slava Domnului, cartea este un element inconturnabil din civilizația noastră. Bine, revenind, cred că există acum și o anumită grabă și, pe de altă parte, explicabilă prin faptul că totul e foarte accesibil, adică nu e nicio problemă să publici o carte, poți să o publici direct la tipografie sau să scrii text, să o postezi, să ai 1000 de like-uri sau nu știu ce. Nu știu câte din aceste texte sau aceste cărți vor fi citite peste un an, peste 10 ani, peste 100 de ani. Adică eu cred că atât de tare s-a relativizat sentimentul timpului și faptul că totul e atât de accesibil și totul se întâmplă atât de imediat încât a dispărut cumva orizontul de durată. Ori eu cred că lucrurile importante se fac într-un anumit orizont de durată. Nu-mi imaginez cum eu dimineața aș vrea să scriu un roman și la amiază deja l-aș culege și până în seara l-aș... În principiu se poate. Adică acum, cu tehnologia modernă, se poate. Poți să am 20 de dactilografie, să le dictez, să se întâmplă lucrul ăsta. Dar nu ar fi... Citam, nu mai țin minte acum, la ce filozof francez spunea, zice, dacă înainte călătoria din Europa în America dura, zice, cu vaporul 3 săptămâni și se întâmpla tot felul de lucruri, acum, mai ales cu Concorde, făceai 4 ore, între Paris și New York făceai 4 ore. Timpul s-a comprimat, dar cu comprimarea timpului s-a comprimat ca și cum și spațiul. Nu mai este mister, nu mai este misterul după orizont. Adică orizontul a devenit atât de palpabil, am întins mâna și am pus mâna pe orizont. Și asta poate că este bine din punct de vedere economic, dar din punct de vedere al literaturii, pentru că literatura te face de fapt să visezi ce e după orizont. Nu știu dacă asta e chiar foarte bine. Cuvântul care mă reprezintă... Toate cuvintele. O viață cu sens înseamnă... Înseamnă să vrei să o continui cu aceeași determinare. Pentru mine, frumosul se regăsește în... În ceea ce face omul din toată ființa. Emoția pe care o trăiesc cel mai des... Emoția celuilalt, sentimentul celuilalt, sentimentul apartenenței la o comunitate de oameni. Iluzia la care nu mi-aș dori să renunț. Am cam renunțat la iluzii. Vorbind despre cărțile care vor trece testul timpului, despre ultima carte semnată de dumneavoastră, spuneți astfel, a ieșit exact așa cum mi-am dorit dintotdeauna. Da, este o mare șansă atunci când poți să-ți moșești propria carte. Deci, ca și cum ți-ai moșit propria naștere, pentru că am fost alături de Valeria, care a pus în pagină cartea și este capitolul cel răsturnat. Sunt alte chestii acolo care trebuiau rezolvate tehnic. A fost ochiul foarte atent al Marianei Pagu, deci redactor de carte, care a găsit micile scăpări din celelalte ediții. A fost și șansa aceasta de a încorpora acele fragmente care între timp apăruseră în ediția, în traducerea americană a Țesutului Viu, dar nu existau în variantă românească, ca și cum varianta englezească era mai completă și, de fapt, era mai completă decât varianta românească și au fost puse la punct ultimele mici detalii care cumva mi-au dat mie, cel puțin, sentimentul că această aventură care durează, iată, din Hăt, prin 97, cât că am început să scriu la carte, în sfârșit s-a încheiat. Sunt foarte mulțumit de felul în care arată și Vitale Coroban a găsit o formulă absolut excepțională pentru copertă, la cât de complicat este scrisul meu, a făcut o copertă de un minimalism atât de grăitor încât jos cu pălăria. Și mai e ceva. Sunt anumite cărți pe care le porți oricum cu tine toată viața, dar în momentul în care în sfârșit ai văzut-o ca și cum la casa ei, poți să te ocupi cu toată ființa de altceva. Sunt, de fapt, într-un proiect de anvergură cu un alt roman, scriu la el am început în 2012, l-am lăsat deoparte, după aceea de pe 2020, cumva într-un ritm mai mult sau mai puțin susținut. Și
simțeam ca un fel de, de tragere de mânecă din urmă, deci necesitatea aceasta de a vedea cartea, țesutul și gestul într-o ediție definitivă, în sfârșit s-a întâmplat și acum am ca și cu mâinile libere. Sper să și profit de asta, în sensul în care să se duc la bun sfârșit ceea ce am început. Pentru că ați menționat că a ieșit așa cum v-ați dorit. Credeți în perfecțiunea în literatură și are loc această idee? Nu doar că cred cu toată ființa și de-aia cred că și rescriu anumite texte și, de exemplu, poemul Gesturi, care a apărut la început în Levitație, la orice nouă ediție a suferit mici ajustări, mici perfecționări, până la ediția din Sandang, care mi se pare deja așezată definitiv. Cred uneori că... inclusiv percepția celorlalți asupra unui text se modifică în timp și ca și cum ea adaugă uneori acel mic detaliu lipsă care, deci parcă îl simteam ca un mic neajuns și abia prin lectura celorlalți textul se împlinește. Dar pentru asta eu ca autor mă simt cumva moral dator să-l prezint în formula aproape de săvârșită, pe cât e posibil. Inclusiv la capitolul punere în pagină, sunt foarte pedant la treaba asta. Bine, am și texte răsturnate, am texte pe două coloane paralel, texte cu chenare, cu tot felul de scheme, adică folosesc pagina practic nu în bidimensional, dar în 3D. În 3D, deci pentru că există jocul ăsta de relief al textului. Și de-aia, deci, lucrez cu cineva care foarte îndeaproape deci, urmează indicațiile mele. Întrebarea este pe cât de pregătit este cititorul, vorbesc de un cititor la modul general, pentru că unii sunt foarte pregătiți, să intre în jocul ăsta, pentru că, dincolo de emotivitate, de anumit mesaj, literatura este și un foarte mare joc intelectual. Sunt niște mișcări intelectuale, sunt tot felul de combinații. Este un fel de matematică abstractă în care faci niște operații și sper că suficient de multă lume este interesată să rezolve de la un capăt la altul niște ecuații pe care le propun acolo. Dar această perfecțiune s-a schimbat în timp? A fost modelată de trecerea anilor sau în literatură ea rămâne mereu aceeași? Nu, cred că depinde foarte mult de limbajele individuale. Și eu am simțit asta mai cu seamă în ultimii, zicem, 20 ceva de ani, mai cu seamă în cazul cărților de poeme. De la In Time încoace am pus cam 10 ani între fiecare nouă apariție. Adică mi-a luat ceva timp să... Pentru că am scris tot timpul, dar foarte multe lucruri au rămas în sertar, foarte multe lucruri au fost rescrise în mai multe chei sau din mai multe texte, deci am făcut unul singur și asta a însemnat că de fapt am trăit permanent, zicem, din 10-10 ani într-un anumit areal de texte din care după aceea se năștea o carte unitară. Este felul meu de a mă raporta la literatură. Sunt unii care ard etape și cu orice carte încheiată, ca și cum au întors pagina și merg mai departe. Cred că toate formele de literatură au dreptul la viață. Nu zic că a mea sau a altuia este cea mai bună. Cred că literatura spune ceva despre omul în sine. Și dacă unii oameni sunt cumva într-un fel de căutare a unei perfecțiuni, nu doar formale, pentru că nu e vorba doar de felul în care arată un text, dar se există un fel de unitate între ceea ce simți că vrea să spui și felul în care s-a spus. Atunci, da, se poate zice că ne-am apropiat de acea perfecțiune. Tot e un gând al dumneavoastră, cărțile lucrează în scriitori. O, da. Și eu cred că ești cu atât mai original cu cât mai multe cărți străine, cu cât mai multe cărți ale unor mari literaturi lucrează în tine. Vorbeam cu Cristian Fulaș, admirabil romancier și traducător. El spunea ce șansă imensă a avut în acești 5 ani de zile să traducă Proust, câte lucruri înveți de la un mare scriitor. Pentru că aceste cărți care, una, le citim, dar și atunci când ne traducem, ele deja intră în noi, ele lucrează în noi. Eu am tradus o mulțime de cărți din franceză, deci de Michel Pastoureau, care este de departe cel mai mare istoric francez și istoric al gândirii, al imaginarului. Și pentru mine a fost ca și cum aș fi făcut cel puțin două facultăți pe lângă cea pe care cândva o făcusem,
pentru că a fost pusă la punct și franceza, dar și facultatea de istorie, facultatea de, știu, imaginar, nu știu ce, nu știu câte facultăți de fapt sunt incorporate în acele studii. Așa că, revenind la idee, cărțile care lucrează în noi, uneori și propriile noastre cărți, pentru că au, cred că fiecare dintre scriitori are cel puțin o carte sau două care îl conține la modul aproape fizic, adică poți să deduce ADN-ul lui. În e acea coloană vertebrală. Da, și aia chiar lucrează în tine, adică și dacă ești suficient de exigent cu tine însuți, nu o să-ți permiți să scrii ceva sub ce ești tu cu adevărat, adică nu o să faci un text de pasaj, pentru că repet, s-a scurtat foarte la distanța dintre masa de scris și librărie. Deci poți oricând să publici la tipografie, la edituri, dacă nu la una, la alta. Ideea este în ce stadiu de gestație publici o carte. Dacă această gestație a ajuns la bun sfârșit și se naște în mod natural sau este cumva forțată naștere. Eu nu cred în cărți ale căror naștere sunt cumva forțate sau aduse pe lume cu forceps doar ca să fie prezent către un târg de carte sau ceva. Eu cred că metabolismul literar este o chestie extrem de complicată, chiar dacă sunt de 40 ceva de ani, zicem. De fapt, nu. Primul text am publicat în 73, deci sunt de 51 de ani cu numele prezent tipărit cel puțin. Nu m-aș aventura să dau, să refac tot parcursul. Există și partea de mister care, cred că ca și în orice naștere, care încojoară fenomenul literar. Scopul existenței umane este căutarea. Lecția timpului este despre... despre felul în care nu renunțăm la tot ce am fost în toți acești ani în care am ajuns, mă rog, la anumită vârstă, la anumită etapă. Ultima dată când mi-a fost frică? Cred că... greu de spus. Pentru că anumite frici am știut să le sublimez, sau cel puțin am încercat să le fac față, cu curaj, cu mai mult sau puțin curaj. Cel mai frumos gând despre cartea mea? Este că o voi scrie, pentru că cea mai bună carte încă abia urmează să fie scrisă. Visul încă nerealizat. Sunt multe, mă gândesc mai degrabă la cele pe care aproape că le pot atinge cu mâna și vorba, de exemplu, de o traducere acum în germană a Țesutul Viu pe care vreau să o țin în mână. În prezent, ce text plămădiți sau ce subiect v-ați dori să aduceți în prim plan? Eu lucrez în, cum zic, pentru mine o carte niciodată nu este una vectorială. Este mai degrabă o carte în evantai, adică atingând un anumit subiect, el la un moment se trece în altceva și e un fel de, cum se desface lumina într-un spectru, cam așa ceva se întâmplă cam în toate cărțile mele. Sigur că cea mai mare pentru mine preocupare este chiar cea a limbajului, deci limbajul care mi se pare fascinant. Cum prin trecere dintr-un registru în altul se poate ajunge de la alb la negru, de la nu sau da la da și toate sutele de nuanțe. Iar sigur că limbajul în sine ca temă, dacă nu are acoperirea aceasta a umanului, a istoriilor pe care le poți aduce prin filtrul limbajului, mi se pare destul de steril. Adică, cred că, cel puțin la faza la care suntem acum, ce prețuiesc foarte tare în literatură este să-ți poți aduce poveștile tale și ale timpului tău filtrate printr-un anumit limbaj care se poartă marca individualității. Cum pot aceste povești să schimbe societatea? Pot. Sunt unul dintre oamenii pe care în mare parte i-a făcut biblioteca, bibliotecile. Adică eram destul de neșcolit după facultățile de cândva, eram destul de elementar, cred că destul de ușor de manipulat, nu știu ce. Ceea ce nu cred că se poate spune acum, adică au lecturile și bibliotece au lucrat destul de mult ca să mă facă așa cum sunt. Și cunosc o mulțime de tineri pe care, altminte, cred că îi vedeți și atunci la zilele literaturii pe care le facem mai,
în care cărțel deja lucrează. Eu văd ce minunăție de generație crește și la Spiru Hareț și la Liceul Aristotel și la Liceul Eminescu și alte câteva licee, în care acești tineri nu doar că cresc în biblioteci, cred în ceea ce citesc, se interoghează, nu iau totul a la letru, dar filtrează prin sensibilitatea lor. Asta mi se pare absolut uimitor. Fiindcă suntem la sfârșitul discuției de astăzi, vin să vă întreb care ar fi scopul final al artei sau al literaturii? Eu cred că apropierea dintre oameni, eu cred că crearea unei umanități în care oamenii să fie cât se poate de mult vase comunicante, adică să nu fie discrepanțele astea dintre oameni care au 20 de castele, de exemplu, și oameni care dorm în stradă. Eu cred că capacitatea omului de a avea compasiune pentru celălalt. Toate astea se educă și prin literatură și prin cărți. Cărțile cu adevărat importante sunt cele care în limbaj popular te fac să plângi, iar în limbaj de fapt mai sunt cărți care te învață compasiunea, te învață sentimentul celuilalt. Să ne facem timp pentru carte. Vă mulțumesc pentru discuția de astăzi. Să intrăm în cărți.